Bine v-am regăsit la Exclusiv în România! Ținutul Pădurenilor este cunoscut pentru frumusețea costumelor populare și a tradițiilor păstrate acolo. Ținutul însuși este foarte conservat și atât de izolat, am putea spune, încât nu știm cu adevărat, de exemplu, care a fost drama prin care au trecut cei din Ținutul Pădurenilor în 1918, momentul Marii Uniri. Nu știm cum a arătat nici participarea lor propriu-zisă la Marea Adunare Națională de la Alba Iulia. Știm însă că s-a păstrat un obicei cu totul unic, acel al construirii rugilor pe la porți. Mai mult decât atât, în acea zonă vom încerca să descoperim fostul traseu al Mocăniței din Ținutul Pădurenilor, care va deveni un traseu de cicloturism trecând prin tunelul Hălmare, care este foarte aproape de Castelul Huniazilor. Și mai mult decât atât, dacă ne mai rămân resurse, vom merge pe drumul de marmură până în satul Alun, supranumit satul de marmură, acela care nu este locuit decât în timpul verii. Eu zic că e o ofertă bună, e cazul să o însoțim pe Cristina prin toate aceste locuri. Farmecul Ținutului Pădurenilor ne-a readus pe drumurile lui după câteva luni, de data aceasta pe urmele unui obicei născut din durere. Pentru că pădurenimea este unul dintre locurile în care poate fi înțeleasă cel mai bine drama românilor ardeleni din timpul Primului Război Mondial, aceea de a fi fost carne de tun într-o oaste străină. Drama care a dat naștere unei tradiții unice, continuată și în cel de-al doilea război mondial, iar această tradiție se vede cel mai bine la Cerișor, în comuna Lelese. Biserica din sat. Da, în 1897 a fost renovată. E un monument mult mai vechi. Are o semnificație aparte și cu referire la Primul Război Mondial. Este bine cunoscut că preotul, în toate perioadele istorice, era un lider spiritual al comunității. Iar la Pădureni, în momentele esențiale ale vieții, avea un cuvânt de spus. De regulă, atunci când îi luau la oaste în împărăția chezarul crăiască sau când trebuiau să meargă la război, veneau și le dădea binecuvântarea. Odată cu izbucnirea Primului Război Mondial în vara anului 1914, Imperiul Austro-Ungar a dispus măsuri de mobilizare generală. Oamenii de aici, din Pădurenime, nici măcar nu bănuiau ce avea să se întâmple. Era chiar în perioada strânsului grâului, a mersului la fân, se deschisese perioada nedeilor și a venit ordinul prin notariatele de plasă. Floarea întreagă a tineretului, a feciorilor, dar și a bărbaților de vârsta tinereții au fost mobilizați. Majoritatea la regimente cu specific montan, deoarece locuitorii din Ținutul Pădurenilor, vedeți, viețuiesc pe vârful munților, da, dincolo de păduri, sau la regimentele de infanterie Chezaro Crăiești. La nivelul întregii Transilvaniei și Banatul, se estimează că au fost luați pe front în cei 4 ani de război circa 500.000 de oameni. Dintre aceștia, aproape 52.000 de oameni, de soldați din Ardeal și Banat, au murit pe front sau în închisori, lagăre și ca urmare a rănilor dobândite pe câmpul de bătaie. A fost o tragedie. Se întâmpla că periodic notarul sau autoritățile le afișau lista cu dispăruți și cu morți la primărie. Ai lor s-au gândit să le marcheze trecerea prin viață, dar să-i simtă oarecum spiritual și alături. Și atunci, împreună cu preoții, aici la Cerișor, precum și în toată Pădurenimea, au luat această decizie de a ridica așa zisele rugi, cruci comemorative, încastrate în nișe, chiar la poartă. Și lângă turnul bisericii se află crucea de lemn a eroilor din satul Cerișor, căzuți pe fronturile Primului Război Mondial. Un aspect interesant, după intrarea României în Primul Război Mondial în august 1916, autoritățile ungare interzic adunările publice și în satele acestea, jandarmii unguri au considerat că
Atunci când se întrunesc oamenii, fie la biserică, fie să ridice aceste rugi, este adunare publică. Și le-au interzis. Ori se întâmpla ca noaptea, sau atunci când nu erau văzuți, să vină să planteze crucea și într-o altă zi, tot ilicit, să vină să o sfințească. Vă dați seama în ce condiții au trebuit să-și pomenească morții. Dintre rugile de lemn nu au rezistat timpului, dar în cel de-al doilea război mondial au apărut altele, din piatră. Cine a fost eroul care apare pe cruce? Eroul care apare pe cruce a fost tata meu. A murit în al doilea război. În al doilea război mondial, acolo scrie în 12 decembrie 1944. Eu aveam 7 ani. Aproape că nu l-am cunoscut așa. Puțin. Tata a venit din război împușcat, parcă așa că-l văd, nu știu, mâna dreaptă sau stânga, aici la degetul mare. Și bunicul, tata lui și mai mulți de aici au zis că el, că să nu se mai ducă, nu, eu mă duc acolo să apăr patria și uite că... Știu că după ce s-a terminat războiul, în noiembrie apar mulți vinca, iar dintre aceștia au pregătit evenimentele pentru Marea Unire de la 1918. Da, bunicul meu a fost și la Marea Unire în 1918. A fost delegat? Da, delegat. Delegație. Cu vecinii erau îmbătrâni și mai mulți de aici au fost care au fost acolo. La Cerișor au mai rămas acum doar vreo 40 de familii. Sub 30 de ani nici de o familie mai. Și portul popular încă îl păstrați. Da. Da. Călători, turiști, ajung pe la dumneavoastră prin sat, așa? Cum să nu vină? Da, vin, nu? Cum să nu? Stăteam într-o duminică aici și a venit un... oprit o mașină aici, un domn, nu știu de unde. M-a întrebat că ce bogăție avem în satul ăsta de așa sat frumos și așa. Zic, mă, 70 de bătrâni, ți-o râs. Păi e o bogăție, 70 de bătrâni? Dincolo de Codru, drumul ne duce spre centrul comunei Lelese. De curând, două panouri amintesc aici participarea pădurenilor la consfințirea României Mari. În acest an, cu ocazia centenarului Marii Uniri de la 1918, am considerat oportun să aducem la pădureni acasă documentele Marii Uniri. Drept pentru care, în comuna Lelese, am prezentat o expoziție, o microexpoziție de documente istorice, în care sunt menționați unedorenii și mai cu seamă pădurenii care în lunile noiembrie și decembrie 1918 au făurit istoria. Cei care au pregătit marele eveniment de la Alba Iulia. Pe unul dintre panouri am ținut neapărat să prezentăm fotografiile, deci chipurile celor 165 de delegați unedoreni la Marea Unire. Ei au fost însoțiți de popor. Știm, spre pildă, că numai la Ruda au plecat împreună cu delegatul de la Gherari 35 de săteni. Au fost prezenți la 1 decembrie 1918 la Alba Iulia peste 1000 de oameni, peste 1000 de români, mai bine zis, din Ținutul Pădurenilor. Toate categoriile profesionale au fost reprezentate în rândul acestor delegați.
Mai mult, nu s-a ținut cont de nicio diferențiere pe bază de sexe. Vedem că regăsim femei. Aceste femei reprezentau, în primul rând, asociațiile lor. Putem să spunem că participarea femeilor hunedorene în calitate de delegate la Marea Unire este un început al mișcării feministe în România. Sohodol, unul dintre cele mai izolate sate ale pădurenimii, regăsim rugile. Paraschiva Lupesc păstrează amintirea a două generații de eroi pomeniți pe crucea de la poarta ei, fiecare cu războiul său. Când a murit ăla, copilul s-a născut. Și când a fost el să se ducă în armată, s-a făcut a doilea război și a murit și el pe acolo. Și amândoi au fost pomeniți pe această cruce. Da, da, amândoi. De-aia unul într-unul în război și unul între doilea. Erau tata și fiul. Tata și fiul, da. Și tatăl nici n-a apucat să-și vadă fiul. Nu. N-a apucat. Dar povestea locului se leagă mai mult de un anume personaj legendar la Sohodol, învățătorul satului. Suntem pe urmele învățătorului Gheorghe Ienășescu, cel care a lăsat pentru posteritate prețioase mărturii cu privire la soarta transilvanenilor din armata austro-ungară în primul război mondial. A plecat de aici, din vatra satului, a avut un destin trudit, pentru a ajunge la cunoașterea de carte, pentru că el visa încă din copilărie, să se ridice dintre ai săi și să devină dascăl. A trebuit să lucreze cu greu la mina din Ghelari, la vârsta de 15 ani, iar într-un târziu a reușit să urmeze 7 clase la școala de stat din Govăștie. Aici l-a prins izbucnirea primului război mondial. A fost încorporat la unul dintre regimentele Cezaro Creș din Transilvania, regimentul numărul 64 Orăștie, recunoscut fiind faptul că acest regiment era în proporție de 95% curat românesc. Ajunge în Galiția, pe frontul din Galiția, și una dintre mărturiile sale emoționante se referă la ziua de Paști a anului 1915. În dimineața zilei de Paști, atât rușii cât și românii din tranșee, românii transilvaneni, au ieșit, s-au îmbrățișat și au dat seama, deci au fraternizat și și-au dat seama că războiul este inutil și că ei, ca oameni, nu aveau nimic unii împotriva celorlalți. Un bun exemplu este un fapt întâmplat în luna noiembrie anului 1916, la câteva luni după intrarea României în primul război mondial pentru eliberarea Transilvaniei. Soldații români din armata austro-ungară au început să dezerteze la ruși, cerând ca ei să fie trimiși din lagărul de prizonieri de lângă Kiev de la Darnița și să fie constituiți în detașamente de voluntari pentru a lupta sub steagul tricolor al armatei române la dezrobirea Ardealului. Mai târziu, la Marea Unire, Ienășescu a fost unul dintre membrii Gărzii Naționale din Comuna Lelese. A mers din casă în casă cu două acte esențiale. Hotărârea noastră, semnată de toți pădurenii din această comună, hotărârea noastră de a ne uni cu țara și credenționalul care i-a fost dat preotului Gheorghe Hentzia. Ulterior, este foarte interesant că prinde și a doua mobilizare și ajunge peste Tisa atunci când armata română a fost chemată de membrii Conferinței de Pace de la Paris să năbușe revoluția bolșevică a lui Belacun. Vine înapoi în comuna natală, aici în Sohodol, în perioada interbelică reușește să construiască două școli, una din lemn și alta mai mare, clasele 1-4. Este unul dintre aceia care în al doilea război mondial a fost lăsat de către autoritățile județului ca
unicul învățător în această zonă să se ocupe de educația celor din Sohodol și celelalte sate din jur, pentru că învățătorii tineri fuseseră luați din nou la oaste. Părăsită acum, când satele pădurenilor sunt din ce în ce mai sărace în locuitori, școala construită de învățătorul cu drag de țară se încăpățânează să păstreze spiritul dârz de odinioară al ținutului. Turismul pentru care Ținutul Pădurenilor este atât de dăruit ar fi poate singura speranță ca viața satelor de aici să meargă înainte. Pe vechea cale ferată a Mocăniței, construită la 1900 și dezafectată după 1990, Asociația Alternative Rurale își propune să ofere vizitatorilor un traseu de cicloturism cu totul original. Suntem pe Valea Peștișelelor, în zona Nădrab, la halta de steril. Dolomitic cel îl vedem aici, o haltă de steril foarte, foarte cunoscută în mediul turistic, pentru că și pentru sporturi extreme, și pentru turiști, pentru fotografie este foarte ofertantă. Prin această zonă a trecut calea ferată a Mocăniței, calea ferată minieră ardeleană, care mergea până mai sus în munte, sub Ghelar, în zona Rătișoara. Acolo era punctul terminus. Iar traseul de la Mocănițe la bicicletă, ce vrem noi să-l reutilizăm pentru cicloturism, își găsește o aplicație și în această zonă. Dacă acum halda reprezintă un obiectiv important al fotografilor, Sergiu speră că mai târziu ea va fi doar unul dintre punctele de atracție ale drumului de 16 km dintre comuna Ghelari și castelul Huniazilor. Furnalul de la Govăjdia, monument de arhitectură industrială pe care l-am vizitat deja în peregrinările noastre, ar fi următorul punct de oprire. A devenit deja o destinație bine cunoscută în timpul festivalului de blues organizat în Ținutul Pădurenilor, pentru public, dar și pentru artiștii îndrăgiți, sau foarte îndrăgiți. I-au condamnat, stup, 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 nu s-au întristat, stup, 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 s-a terminat, totuși... Miroase a... Stup, stup, stup. Sunt greu de suportat. Stup, stup, stup. Pe toți ne-au enervat. Stup, stup, stup. I-am eliminat. Totuși, miroase a... Stup, stup, stup. Azi ești un ou, mâine un bou, poimine un erou. Azi ești plin de rahat, mâine poți fi cel mai curat. Ne-am ambiționat. Stup, stup, stup. Devine complicat. Stup, stup, stup. S-a terminat. Totuși... Miroase a stup, stup, stup. Am pregătit stup, stup, stup. Cânte cu cel mai tâmpit stup, stup, stup. Am repetat totuși. Miroase a stup, stup, stup. Azi ești la guvernare, mâine ești la închisoare. Poi mâine ești iar la guvernare, răspăi mâine ești iar la închisoare. Răs, răs, poi mâine la guvernare, răs, răs, mâine ești iar la închisoare. Azi te bag la stup, mâine vin și te pup. Stup, stup, te bag la stup, 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 stup. Mâine vin și te pup, stup, stup, stup. Azi te bag la stup, 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 stup. Mâine vin și te pup, stup, stup, stup. Azi te bag la stup, 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 stup. Mâine vin și te pup, stup, stup, stup. Azi te bag la stup, 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 stup. Mâine vin și te pup. Solo! Panorama Blues Festival evoluează de la an la an. Dar oricât de interesant ar fi, furnalul nu este singurul punct de atracție de pe vechiul traseu al Mocăniței, care a fost prima cale ferată minieră din Transilvania. Pe urmele șinelor ei, valorificate ca fier vechi după 1990, traseul pentru biciclete urmează să cuprindă popasuri cu puncte de belvedere și panouri care vor prezenta istoria locului. Iar cel mai spectaculos obiectiv va fi probabil tunelul cel lung. Se vede tunelul. Da, suntem la 20 de metri de intrarea în tunelul Hălmare, de pe calea ferată minieră ardeleană, locul cel mai intens vizitat de către turiști în ultima perioadă și un punct de maxim interes pentru ce a fost calea ferată minieră ardeleană.
Acum suntem la intrarea din partea Ținutului Pădurenilor, în tunelul Hălmare de 745 de metri. Este o lucrare de mare inginerie și de mare rezistență. Imaginează-ți că are peste 100 de ani. Este contemporan cu centenarul nostru și este o minune. Dacă luminezi în partea de sus, încă se mai vede cum fumul de la mocăniță. Foarte interesant. Da. E o experiență să îl parcurgi și să, după, știu eu, câteva sute de metri, să vezi luminița de la capătul tunelului. Măcar aici. Este, aici o vezi sigur, în alte condiții s-ar putea să nu reușim, dar noi garantăm că aici se vede cu siguranță și e o experiență care poate fi trăită. Da. Ăsta este tunelul Hălmari, cel mare. Cel mare. Cel mare. Câte erau toate? Erau trei tunele, dintre care acesta este cel mai mare. Mai există un tunel în curbă. Atenție, un tunel în curbă, foarte interesant, și încă un tunel care trece practic o coamă de munte. Este o firidă pentru protecția oamenilor care lucrau la calea ferată, când venea trenul, se opreau aici. Dar tunelul va fi și protagonistul unui alt proiect prevăzut chiar pentru toamna aceasta. Am parcurs, cred că 100 de metri de tunel deja și ne oprim aici să-ți arăt un detaliu. Zideria s-a așezat direct pe stâncă pentru că stânca permitea suficientă rezistență, iar în continuare inginerii de la momentul 1900, când s-a construit, au considerat că aici trebuie să fie o armare, pentru că roca era un pic mai fragilă și în acest moment s-a intervenit cu un cofrag și cu zidărie cărămidă. De cărămidă, da, care arată foarte, foarte bine. Acest lucru ne-a inspirat vis-a-vis de proiectul cu expoziția de fotografie care ni-l dorim în acest tunel, pentru că este foarte, foarte generos. Nu este o simeză obișnuită, dar provoacă atât artistul cât și persoana care va veni să viziteze să se întâlnească cu arta, cu istoria, cu povestea în mijlocul pământului. E un moment și un loc deosebit ca să ne întâlnim și să sărbătorim centenarul. Aici, în mijlocul munților Poiana Râscăi, în interiorul munților Poiana Râscăi. Vor fi invitați 100 de artiști, noi facem un regulament, artiști care sunt consacrați și fiecare dintre ei va trimite 10 fotografii, vom avea sute de fotografii, să zic așa, poate ne apropiem de 1000 de fotografii, plus instalații, pentru că 745 de metri lungime are tunelul, deci este foarte generos și ar fi bine să-l completăm și cu instalații, pentru că locul e foarte ofertant. Avem în planul nostru să invităm două facultăți din Timișoara, Facultatea de Arte și Facultatea de Arte din Cluj, să ne fie parteneri în acest proiect. Va putea fi vizitat de turiști. Absolut. Deci este liber, va fi o săptămână 24 din 24 de ore și va putea fi parcurs pe jos cu lanterna în mână, cu casca în cap și cu o lumânare. Până acum nu cred că s-au mai făcut expoziții în tunel, în underground. Eu cred că asta este o formă neconvențională de a participa activ la un eveniment istoric. Planurile legate de cicloturism ale lui Sergiu ne-au făcut poftă să urcăm în șa. Ne oprim la Teliucu Inferior, fostă localitate minieră aflată la granița Pădurenimii, nu departe de lacul Cincis. Zona are mare potențial turistic, poate că ar mai trebui un pic gospodărită, da? Dar probabil că lucrul ăsta se va întâmpla. De la Casa lui Crăciun le recomandăm turiștilor plimbări prin zonă, le punem la dispoziție
inclusiv biciclete. Poți să faci plimbarea și pe jos, nu e o problemă. M-am gândit la un traseu de cicloturism care se poate practica ușor, chiar dacă deocamdată nu-i marcat. Poate că ar trebui ca într-un viitor mai mult sau mai puțin îndepărtat sau apropiat să fie marcat. Este foarte accesibil, nu prezintă foarte mari denivelări, se pot face plimbări inclusiv în familie. El s-ar desfășura de pe strada principală, trecând podul peste râul Cerna, pe lângă tăul ăsta. Da. Da? Așa, spre pădure. Spre pădure. Plăcut traseu. Foarte fain. Am ajuns până aici. Aici drumul se bifurcă. Traseul continuă spre Hațeg. Aici ajungem pe drumul Silvașului și în final la Hațeg. Ocolind dealurile astea. Noi am putea să mergem pe drumul ăsta din jos către Halda de Steril, de unde putem traversa spre Cinciș. Peste Halda? Peste Haldă, da, și am traversat la Cinciș, în direcția aia, iar din Cinciș ne-am putea întoarce, ar veni un tur așa de jur împrejur pe dealurile astea până am ajunge din nou în fața porții. Cam asta ar fi ideea. Cam cât durează tot acest circuit? Zic eu că într-un rid nu prea susținut, în jur de 2 ore, poate 3, cam așa. Atât? Păi cam atât. Și dacă mai era nevoie de o altă răsplată pentru efort, în afară de bucuria drumului, la întoarcere facem cunoștință cu obiceiul casei. La Petrică se gătește o tocană ca între prieteni. Se pune multă verdeață. Pun multă verdeață, să vedeți că o aromă deosebită. Combinația de mărar, pătrunjel, țelin și leuștean îi va da o culoare, o aromă chiar deosebită. Cam cât trebuie să fiarbă așa? Păi, de la început până la sfârșit, 2-3 ore, depinde de foc, depinde de flacără, nu trebuie să fie flacăra intensă, să fie lentă, să iasă tocană bună. Să iasă toată aroma. Legumele trebuie să se împrietenească între ele, să facă cunoștință, să se întrepătrundă. Încă nu s-au împrietenit, nu? Încă puțin, 50 minute și cred că tocana este gata. Petrică, hai coace, hai să goci, mă, să vezi cum ești gulat. Ia să-i gustă, mă, să vezi cum... Păi și e bun, mă. Mai trebuie ceva? Nu, cred. Merge, nu? Nu știu, dacă ne uităm pe masă... A, că am pus tot, așa, da, e usturoiul, da, verdeața... Deci e gata, nu? Arată bine. Putem să servim, nu? Cred că putem să dăm drumul. De la Teliuc pornim spre Ghelari, capitala neoficială a Ținutului Pădurenilor. Cu
cunoscută, mai ales pentru că are cea mai mare biserică din satele României. În drum, trecem de imaginea dezolantă a pădurii de panouri solare nefuncționale care a luat locul adevăratei păduri. Găsim însă centrul de informare turistică, rezultatul unui proiect european care a reușit. Este locul în care îți poți planifica drumețiile prin Ținutul Pădurenilor. Avem o hartă care prezintă Ținutul Pădurenilor, nu în întregime. Sunt cele trei localități care au fost cuprinse în proiect, Ghelar, Teliucu Inferior și Bunila. Avem 7 trasee frumos povestite. Majoritatea se pot parcurge cu bicicleta, pedestru, cu motoare off-road. În general, ne gândim că totuși suntem o zonă de munte și cărările de munte trebuie parcurse cu pasul. Se mai păstrează costumele populare la oamenii locului? Da, se păstrează. Majoritatea dintre noi avem costumele părinților. În satul Ruda este fosta doamnă învățătoare, Dan Rodica, care are o colecție de peste 20 de costume populare și nu numai. Obiecte foarte mult de tradiționale, de diferite vechimi și din diferite zone ale Pădurenimii. Aici era întrecere. Întotdeauna de Crăciun sau de Paști, fiecare nu știa care să fie mai cu cămașă pădurenească, al mai model, frumoasă făcută. Formată. Da. Acest costum e de la soacra mea. Deci când era ea tânără, deci probabil are, zic eu așa că are vreo, cam de prin 1940. Deci 60, 70 și ceva de ani are costumul. Dumnezeu el a lucrat. Da, 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 dar fiecare își coasă costumul. Deci uitați-vă că se deosebește față de ale noastre. Ea de la Cerbăl, acolo altfel. La noi nu se obișnuiește să pui culori aici, așa parte de jos. Numai negru, uitați aici. Da. Ăsta iară e făcut de vreo 40 și ceva de ani. Mi l-a făcut mama mie. Aha. Cusătura asta se numește cusătura ațească. Deci deosebită față de cusătura în cruci, spunem noi, sau în șinoare. Vă explic imediat ce înseamnă șinor. Și ce înseamnă ațească. Da. Și ce înseamnă ațăsc. Ațăsc înseamnă să ia fir, așa, pe fir, pe fir, fiecare un fir și se lățește puțin aici, așa. Aici am pus cămășile cu roșu, deci și cămășile tot cu negru, tot mai tinere porți. Acum eu sunt mai bătrân, dar asta am luat-o cu roșu, că asta a încăput pe mine. N-ar așa, trebui? La vârste mai avansate nu e mai cu roșu? Eu n-ar trebui să mă fi îmbrăcat, nu numai cu astea, cu negru. Ah. Da. Deci eu trebuia să mă îmbrac cu din astea. Și la fel, deci asta e tot șinorească, zice. Ce înseamnă șinoresc? Adică cruciulița aia, sau cum se mai spune, musculiță. Okay. Acum, în alte părți. Deci, în loc să faci trei cruci odată sau patru cruci odată, se lățește, cum se spune, de aici, de la prima cruce, peste șase fire, dacă sunt trei cruci. Deci tehnica de-acoasă. Da. Și pe urmă se dă ca la goblen. Aici sunt cămășile bărbătești, făcute pe pânză de cânepă, țesută de femeia pădureancă. Aici sunt cămășile femeiești bătrânești. Uitați-vă că se mai folosea puțin culoare, dar aici deloc. Dacă, deloc, deloc, negru, negru. Asta e sumna care se ia aici și pe urmă se pune. Și aici este cârpă, care se pune pe cap, dar nu e scurtă, cârpa lungă. Există și lungă? Care se, da, da, da. O să vedeți imediat cum se pune cârpa asta lungă și după nuntă, numai mireasa, la femeile măritate. Da. Numai la femeile măritate. Se pune cârpa lungă, a doua zi lunea se punea, că era nunțile duminica. Și pe urmă mai mergea. Putea să mai meargă la altă nuntă, iar îmbrăcată cu cârpa lungă și cu ceapță. Deci aici e vorba de cârpa asta lungă. Deci vedeți, ea se pune pe sub cojoc și se aranjează frumos aici, așa, să vadă deci fiecare. Deci așa iese pe sub cojoc. Da, 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 deci vedeți aici acum. Și iese pe sub cojoc și se aranjează peste sumnă.
Hotărât lucru, aflasem noi câte ceva despre costumele pădurenești, dar mai aveam destule de aflat. Și probabil că mai avem cale de încă o emisiune. Ținutul pădurenilor ocupa aproximativ 70% din munții Poiana Ruscă. Până la satele sale așezate pe înălțimi, drumurile sunt adesea anevoioase. Dar unul dintre ele trebuie musai parcurs dacă vrei să cunoști cu adevărat sensul cuvântului înmărmurit. La Alun, drumul, biserica și fundațiile caselor sunt deopotrivă din marmură. Un lux straniu pentru un sat în care iarna mai locuiește un singur om. Dar înainte de închiderea carierei, zăcămintele de aici rivalizau în ceea ce privește calitatea cu vestita marmură de Carrara. Vara, oamenii se mai întorc pentru un timp la casele care le-au fost dragi. Era foarte bine. Până în anul 59. În 59 a venit colectivizarea. Și odată cu colectivizarea, oamenii s-au dezgustat, dar n-au mai trebuia să muncească la colectiv. Până la urmă s-a trecut totul, fiecare om ce avea în gospodărie, 10 oi, 2 cai, cum și părinții mei au avut cai, oi, vaci, totul a intrat în gospodărie, cu pământ, cu tot. La 16 ani m-am angajat, a dat tata declarație pentru mine, că altfel nu m-am angajat, că eram minor. Și m-am angajat și am lucrat pe tractor aici la carieră. Duceam marmură de aici până jos, unde se întâlnește drumul cu Ulelesa. Cea mai frumoasă marmură din țară. S-a făcut Casa Poporului cu ea. E o marmură cum e sticla. Deci și rușchița e frumoasă, dar asta e cea mai frumoasă marmură. Și s-a făcut drumul din marmură pentru că era la îndemână sau pentru da. Că... Da, pentru că aveam marmură, mai ușor îl făcea cu marmură decât cu nisip, să aducă nisip din altă parte. Mai ușor să faci un grajd, cum e grajdul meu, numai din marmură pentru vite. L-am făcut grajdul mai ușor ca din lemn, că lemn trebuia să aducem din parte, de câteva dudobri. Și biserica este făcută tot din marmură. Biserica... fiindcă îi zice și satul de marmură, numai din marmură e făcută. A început în anul 38-39 și s-a simțit în 46. Au fost meseriași și oamenii din sat contribuiau cu bani, cu forță de muncă, mâncare zilnic, în fiecare zi, câte o familie din sat făcea mâncare și aducea mâncare la meseriași. Acum... Dar de câțiva ani nu a mai fost slujbă în biserică și păcat. La 70 de ani, Arsenie Popa se bucură să își primească în satul natal cei 3 nepoți, atunci când vin de la Londra. A plecat de mult din sat, la liceu și apoi la facultate, dar casa și-o îngrijește ca și cum lucrul acesta nu s-ar fi întâmplat. Începând cu primăvara, până toamna, mereu suntem. Cam dintr-o lună, o săptămână jumate, două, stăm pe aici, în localitatea Alun. Da, e o atmosferă de vacanță, așa, copiii... E foarte plăcut, copiii fiind plecați, le mai pregătim terenul când vine în vacanța de vară. Se întâmplă să ajungă turiștii pe aici, prin sat? Ajung turiști foarte mult și sunt dezamăgiți că de transport, de drumul puțin... Deși e de marmură. Deși e de marmură... Și totuși vin turiștii. Vin turiști. Inclusiv bucureșteni au venit și au făcut căsătoria religioasă la Biserica din Alun. Biserica de marmură? Da, Biserica de marmură din Alun de aici. Dar totul e de marmură aici și masa și scaunele da, pe care stăm. Toate au fost și zidăria de la casă până la parterul e făcut de marmură. La majoritatea caselor de aici, de marmură sunt făcute. Credeți-ne, oricât de greu ar fi, un drum de marmură spre un sat cum e Alun merită să fie parcurs măcar o dată în viață, pentru că e o parte din bogăția autentică a ținutului pădurenilor care nu mai poate fi găsită nicăieri altundeva. Deocamdată o avem aici, atât cât vom fi în stare să o păstrăm.